Gata, băieți? Gata? Toată lumea pregătită? Da. Bă, Tony, de ce m-ai pus, mă, să mă îmbrac în căcatul ăsta, bă? M-am săturat de jocurile tale, mă! Acum, ca niciodată, n-am putut să câștigăm, ne alăturăm. Ce ne alăturăm, bă? Noi facem jocurile! Noi facem jocurile! Da, noi găsim fraierii care să vină aici la jocuri și pe care să-i... Bă, nu mai sărim, mă, pe aici, că mi-e rău, bă! Stai, mă, oprește-te puțin! Bă, stop! De ce noi avem cercuri și tu ai pătrat? Că eu sunt șeful. Cum adică ești tu șeful, mă? Eu sunt șeful. Șeful profesor, că ești urât, ai față, de, ai față pătrată, zici că ești Christy Hope, la ce cap bă, pătrat ai. Măcar am mai multe linii decât linia ta, bă, fraiere. Nu ți-ai permis decât de una, linii... tu. Uite, 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 ești într-o salopetă și ai un pistol de plastic. Uite tu la mânușile alea pe care le ai, bă. Vezi că mă scumpesc de firmă, ai tu grijă. De firmă, de care, Abibas? Abibas, da, ne-ai auzit de firmă Abibas sau de Fuci. Aaa, și ale mele de la Mike. Bă, nu vă mai cetați, mă, atât am arătați la fel, bă. Vă realizez chestia asta? Băi, că aproape, taci. Da, bă, taci odată. Ai și tu caprotund, bă, du-te dracului de terminat ce ești. Fuți. Băi, cerc, gata, gata, hai, eu sunt șeful aici. Da. Da, zi, bă! Ne-am adunat aici cu un scop astăzi. Taci, că eu am voie să zic și nu mă știi pe mine, bă. Oprește-l. Eu să-l opresc, nu tu ești pătratul. Acum mă pui pe... Mai tace. Taci, bă, odată, mă, că-ți dau cu pumnul cap, mă, oprește-te. Mulțumesc. Așa. Băi, ăsta, îți dau una, ți-l fac triunghi. Bă, bă, stop. Bun. Îmi zici, te rog frumos, dacă noi suntem acum șmecherii, da? Unde dracului sunt participanții? E, am o armă secretă, am un nou contestatar. Pe cine? Eu. Pe cine? Nu, mă, tu ești cu noi aici, tu ești... De ce sunt îmbrăcat într-o salopetă? Taci, doar taci. Tu trebuie doar să faci ceea ce trebuie să faci. Nu pot. Îmi zici și mie, te rog, de ce l-ai adus și pe ăsta aici? Mi s-a făcut milă, era la colț înainte să intrăm și am zis că luăm și pe el. Îi dăm o salopetă, era dezbrăcat săracul. Bă, te rog frumos, arată-mă nou contestatar. Fiară, gata? Haide, haide încoace! Haide, hai că poți! Suntem toți prieteni aici. Nu-ți fac absolut niciun rău și nici tu mie, da? Ala nu e Dragoș. Bă, Dragoșe! M-am mușcat! N-ai unde să pleci! Bă, prinde-l mă pe ăsta! Eu să-l prind, bă, de ce l-ai adus aici? Am o idee, liniște! Liniște! Bun, nu mai bine. Acum alerg în liniște acum. Da, e foarte bine acum. Ăla-i Dragoș? De ce l-ai adus pe Dragoș aici? Cum ai ajuns acolo sus? Nu știu, dar atât timp când nu face gălăgie, lasă-l să stea. Bă, de ce l-ai adus pe Dragoș aici? Pentru că avea nevoie de un om pe care să-l torturăm și ce om mai bun de torturat decât Dragoș. Tu nu ești Tony? Eu sunt Tony! Bă, m-ai ținut aici 5 luni de zile, bă, 5 luni de zile întregi dintr-un an, bă, fără mâncare, mi-ai dat ouă prăjite, bă, să mănânc. Atât mi-ai dat, bă, și a mea dieta era din aur, bă, presat, bă, m-ai ținut aici 5 ani să stau la foame pe asta, bă, la lumina lustrelor, bă, în loc să stau la soare, bă. Era mai bine în colțul străzii lângă canal, nu? Și câteodată în canal. Bă, aveam lumina soarelui. Era nu, avea că erai sub pod. Ieșeam de sub pod și aveam lumina soarelui. Și aici poți să ieși? Bă, salopeta handicapată, zici că ești din la Casa de Papel. Bă, tu nu mi-ai dat mie de mâncare în toate zilele astea și acum îmi spui că puteam să-i sui pe acolo toată armata ta cum stă acolo și nu te las pe tine să stărcui, bă. Tu ești cel mai ciudat dintre... Bă. Taci! Nu! Dai cu pumnul în cap! Ce? Dai cu pumnul în cap! Ia? Să-mi dea un... Cu pumnul! Să-mi dea un pumn în cap! De ce mi-ar dea un pumn în cap? Dai tu cu pumnul în cap! Spus să-mi dai cu pumnul în cap! Așa, e bine? Da! E bine! I-am dat perversă? Da! Da, foarte bine! Acum hai! Ce? Ia-l! Vino mai aproape! Foarte bine! Cred că e mort. Nu, n-ai treabă. Gata, acum îl luăm, îl ducem la prima probă. Viu sau mort, tot trebuie să treacă prin prima probă, da? Hai de-aia, mă! Ce ne jucăm? Tu nimic, el! Toată lumea aici, atenție aici. Bine ați venit la prima probă. Se numește roșu-negru. Roșu-verde, băi, roșu-verde! Roșu-verde ca ruleta, așa. Ceea ce trebuie să faceți aici, tu... Eu? E să nu mori. Să nu mor. Da, pe verde te miști, pe roșu stai, e simplu, ca bună ziua. Bine, boss. Ce ne jucăm? Ce facem? Ajutor? Ajutor? A început? Se mișcă aia, de ce și-a întors capul? Mă duc? Ba nu, mă, nu te duci acum, trebuie să stai. Nu, acum nu mergi. Adică... Ba tu nu te duci. S-am pidicat. Ai grijă, mă, bă, tu ești următorul. Vezi cum joci jocul ăsta. Haide, Tony, că nu se mai uită, Tony.
S-a terminat jocul, Tony? Da! Tony! Tony! Toată lumea este gata, da? Da! N-a mers foarte bine jocul 1 din cauza... nu mai zicem, din cauza cuei, focă. Așa, dar... Bă, ai stricat tot jocul, bă, tu ai văzut ce-ai făcut. Alo? Tu nu mai vorbești? Ba, da. Bă, ne-ai omorât pe toți. Nu numai că l-ai omorât pe Dragoș, care trebuie să... Ia-mă mâna din fața mea! Uite-l aici, e viu. Bă, bă, am găsit o prăjitură cu o umbrel. Da, am zis că ăsta e următorul joc, clar, nu? Bă, nu să le mănânci, bă, nu mai mâncam toate prăjiturile, calmează-te. Da, mă, prăjitura. Bă, calmează-te să-ți explic ce trebuie să faci. Oprește-te, mă, omule. Bine, mă opresc. Practic, ce trebuie să faci, să scoți forma aia din cercul ăla de succes. Prinde-mă! Bă, nu cred că înțelege ce trebuie să facem. Taci, mă, nu mai plânge! Bă, oprește-te, mă, din plâns! Oprește-te! Bă, cred că dacă îl bați nu ajută. Fii atent, fii atent, am o idee, da? Da. Nu ne ascult, înțelegi? Da. Trebuie să aducem păpușa. A, da, da, așa este, că e frică de păpușă. Exact. Foca! Bun. Adu păpușa! Adu păpușa! Ce? Păpușa! Ajutor, m-am blocat, m-am blocat, m-am blocat. Adă păpușa! Sunt blocat! Bă, unde l-ai găsit, mă, pe ăsta, mă? Aia vreau să zic și eu, unde l-ai găsit tu, că de la tine îl cunosc. Tu l-ai adus! Pentru că îl cunosc! Băieți, uitați-vă cum mă dau pe tobogan. Ui! Vai, mers pe tobogan. Ui! Păi, ai zis că noi îl torturăm pe el, bă, ne torturează el pe noi! Ajutor! Ui! Ajutor! Ajutor! Și ăla încă-i blocat acolo! Adu păpușa! Adu păpușa! Sunt blocat! Bă, ceva! Ce? Folositor! O să-mi folosesc puterile la maxim! Rufus? Eu sunt Dragoș! Regele acestui lume! Mâncătorul de universe, distrugătorul de planete! Îngenunchiați-vă în fața lui Dragoș! Bă! Îngenunchi! Poți să mai zici o dată de ce l-ai adus aici? Cine? Pe Dragoș, de ce l-ai adus? Îngenunchiați în fața regelui Dragoș! Tu nu vezi ce face? Îngenunchiați în fața împăratului regelui... Taci-mă puțin, bă, ești turbat! Oprește-te! Te rog frumos să taci! Îngenunchiați! Taci! Te rog frumos o secundă! Dacă nu îngenunchiați, am să chem gărzile regale să vă moare! Da? Ia mai ieși de acolo! Aaaa! M-au băgat propriile mele gărzi în închisoare! Taci! Taci! Mai vine păpușa aia odată, bă, ce naiba faci acolo, mă? Păi ai zis că e bună păpușa, ai zis că e bună. E bună, e bună, e stricată păpușii. Păpușă, hai păpușă. Are probleme la mansardă, știi? Păpușă. Păpușa, păpușoi. Încă puțin și ți-au cheia din spate. Ce faci, mă? Bă, tu ești nebună, că nici măcar nu avem chei. Ai căzut într-o dată de copii mici. Ai venit destul de aproape. Bă, n-ai ce cheie să iei, te-ai blocat singur, bă, nu e o închisoare asta, ești prea prost să ieși de acolo, înțelegi? Dă-ți mă mâinile, bă, nu poți să iei pistolul ăla de acolo să-l împuști în cap? Unde te uiți, e la tine la brâu pistolul? Nu, nu știu să trag cu el. Dar de ce-l mai ai? Mai am puțin și ies. Bă, te rog frumos, oprește-te odată, stai liniștit, omule. Deci dacă nu stai liniștit, îți dau cu vaselina pe frunte și te dau la găini. Bă, l-ai mai și făcut să plâng acum. Bă, scoate-mă pistolul ăla și... Scoate-mă pistolul ăla și împușcă-l. Da, bă, cine? Bă, stai puțin, că eu-s pătrat aici. Ia scoate tu pistolul ăla și împușcă-l, mă. Sunt cerc, nu am pistol. Ia pistolul ăsta de la mine, ia. Dar eu nu știu să trag cu pistolul. Dar ce crezi că eu știu? De ce-l mai ai? De autoapărare. Bine, bun. Unde a plecat? Bă! A ieșit. Bă! Bă, a venit și păpuș acum, bă! Bă, nu la noi! La Dragoș! Du-te, bă, la Dragoș! Tu ești de partea noastră. La Dragoș trebuie să te duci. Direct unde ăsta. Dar ce ești așa de periculos? Că nu ți-am făcut nimic. Vrei să plâng? Bă, ai făcut și păpușa să plângă? Bă, e vina ta, că ești cerc. De ce? Te-a scuipat. Bă, du-te, mă, la Dragoș și scuipă-l. Bă, du-te. Bă! Scutul flegmelor! Activare! Flegma sniper! Distanță gigantică! Ce se întâmplă? Puterea flegmei! Să închidem ușa, plecăm frumos, mergem frumos, bem o cafeluță, dăm o terasă, așa liniștit. Și când ne întoarcem, poate smurge de coamă și de smurge. Pașinescu!
L-am luat aici pe Mașinescu. Uitați să mergem la următoarea probă. Haideți! Ușor, Mașinescu! Tony, ai cumva maică ta? Că e cât o balenă. Du-te și plângi. Aia e șmecher, nu? Am revenit. Da. Salut.